ori, oameni buni. Guys, prima parte cu boschetar va fi în descriere. Vizionare plăcută. Pe scurt, am devenit boschetar. Era vineri, m-am trezit, am început să mă gândesc că deja o săptămână stau pe drumuri și nu mi-am găsit unde să dorm. Am ieșit afară, am obosit, m-am așezat. Guys, nu este atât de rău să fii boschetar, poți să faci treabă mare unde vrei, ești liber. Dar așa nu poate să continue. Macar să-mi dea telefonul. Iarăși am venit la apartamentul trecut să cer doar telefonul. Am bătut la ușă și mi-au răspuns. Am obosit. M-am ridicat deoarece vreau să mănânc. Am mers să-mi caut mâncare. Am venit la locul unde mereu îmi găsesc ceva de mâncat. Am găsit ceva bun. Am mâncat. A fost foarte gustos. Acum trebuie să-mi fac ceva bani pentru încă o zi de supraviețuire. M-am așezat la o ușă de intrare și am început să cânt. Pentru a cerși ceva bani. Oh, fuck, nu știu cine mi-a dat 100 de euro. Nimeni nu m-a văzut, să merg mai repede de aici. Hei, guys, mi-am închiriat un alt apartament. Acum pot să duc o viață normală. Aici va fi camera mea. Chiar dacă nu este pat, dar eu deja știu ce trebuie să ai mereu lângă tine. O bucată de carton. Ne-am așezat patul, dar dacă am casă, poate să mă spăl și pe față. Mi-am spălat fața și am mers să mă culc. Acum măcar e călduț. Chiar dacă apartamentul este închiriat pe o săptămână. M-am trezit de la bătături la ușă. Fuck, asta a fost doar un somn. Prieteni, dacă vreți parte 3 din viața vloggerului boschetar, haide să adunăm 8000 de like-uri. Pe scurt, am devenit boschetar. Miau.